profesor de unde? Tăierul, doamna grădinică. Încet, ne stai pe aici. Dacă ceva vorbim pe scaun. Da, sigur, da, încet, ne. Stimați membri ai comunității universitare, dragi colegi, onorată asistență. În aceste zile, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu aniversează 75 de ani de la fondarea sa, un eveniment foarte important în viața comunității universitare, în viața societății și în viața sistemului medical. Pe parcursul anilor, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu a devenit o parte componentă indispensabilă a spațiului educațional universitar, a sistemului de sănătate din Republica Moldova, a științei și practicii medicale. Pentru noi toți cei care ne-am legat viața și activitatea de această universitate, sărbătorirea a 75 de ani de la fondare este un eveniment foarte important pentru că ne dă posibilitatea de a pune în valoare, de rând cu alte evenimente, și toate realizările frumoase în știință, în practică, în procesul educațional didactic și în activitatea extracurriculară a universității. Cu prilejul acestei frumoase aniversări, în universitate ieri și-a deschis lucrările Congresul Științific, care va derula pe parcursul a 3 zile și va activa pe diverse filiere, cum ar fi ședințele în plen, ședințele tematice, workshop-uri, simpozioane și un eveniment foarte important care a avut ieri, prelegerile State of Art. Acum cu dumneavoastră ne aflăm în cadrul sesiunii plenare cu tema Sănătatea mamei și copilului și pe parcursul a circa 3 ore vom avea posibilitate să auzim comunicări foarte interesante consacrate acestui domeniu de activitate, acestui domeniu al științei medicale. Îmi permiteți să vă prezint moderatorii acestei sesiuni, doamna academiciană a Academiei de Științe din Republica Moldova, profesor universitar, doamna Eva Gudumac, și doamna Ninele Rebenco, profesor universitar, șeful departamentului de pediatrie din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu. Iar acum, stimați colegi, trecem nemijlocit la realizarea programului acestei importante sesiuni și îi ofer cuvântul pentru comunicare și raport doamnei profesor Ninel Rebenco cu comunicarea Asistența medicală copiilor, realizări și perspective. Poftim, doamna profesor. Stimat prezidium, stimata doamna academician Eva Gudumac, stimata doamna profesor Olga Cernetski, dragi colegi, stimați prieteni, venim în fața dumneavoastră cu o prezentare care va fi axată pe mai mult piloni. În primul rând vom discuta despre problemele demografice, problemele asistenței oferite copiilor în Republica Moldova, la ce indicatori am ajuns. Vom discuta un
un compartiment foarte important, este vorba de istoria departamentului pediatrie din momentul fondării până în prezent, la 75 de ani. Și vom vorbi despre realizările departamentului pediatrie în ultimii 5 ani și în final vom discuta care sunt realizările, care sunt perspectivele și ce obiective ne-am propus. Sănătatea copilului este o problemă importantă care stă pe agenda mai multor organizații naționale și internaționale și, practic, un indicator de mortalitate infantilă, mortalitatea copiilor până la 5 ani, este acel indicator care reflectă totalmente care este starea societății. Astfel, starea sănătății copiilor în țara noastră necesită o monitorizare și evaluare continuă prin implicarea tuturor organismelor, atât la nivel local, la nivel central, național, dar și a comunității. Un scurt istoric despre acele realizări, despre acel cadru normativ care a fost aprobat pe parcursul anilor și care stă la baza acelor reforme privind managementul calității serviciilor medicale oferite copilului și în special acelui profil pediatric. Ultimele cadre, ultimele dispoziții, ultimele hotărâri de guvern, practic, s-au axat pe strategia protecției copilului, implementarea pentru protecția copilului pe anii 2014-2020, programul național privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022 și planul de acțiuni privind implementarea acestuia. Vreau să menționez și această hotărâre de guvern din anul 2010 despre activitatea intersectorială cu implicarea mai multor actori, cum este cadrul medical și cadrul social. Practic, aceste acțiuni complementare duc la monitorizarea mortalității, morbidității copiilor. Vă rugăm să mă ajutați că nu reușesc să mișc slide-ul. Colaborările care au stat la bază, principale reforme, considerăm noi că acest program care a fost implementat la nivel național în anii 2000-2010, inclusiv și în teritoriul transnistrian, și anume conduita integrată a maladiilor la copil, și-a adus la contribuția micșorării mortalității și acest program a avut două scopuri importante. În primul rând este reducerea ratei mortalității infantile și a copiilor sub 5 ani și alinierea la standardele Organizației Mondiale a Sănătății, a avut ca și obiective, în primul rând, îmbunătățirea cunoștințelor lucrătorilor medicali din toate sectoarele, inclusiv medici, pediatri, medici de familie, asistenți ai medicilor de familie, cu depistarea, referirea copiilor bolnavi și utilizarea rațională a medicamentelor. Și aceste realizări au stat la baza următoarelor decizii și dispoziții. Proiectul REPMOL, regionalizarea urgențelor pediatrice, acest proiect împreună iarăși cu Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare a permis regionalizarea urgențelor pediatrice cu deschiderea centrelor UPU la nivel de țară, la nivel nord, central, sud și aceste unități de primire urgente permit triarea copiilor și adresarea copiilor corectă pentru consult și tratament. Servicii mai accesibile pentru copii la nivel de asistență medicală primară, vreau să menționez că în anul 2016 Ministerul Sănătății și-a propus iarăși în continuitate îmbunătățirea accesului copiilor la consultațiile medicilor pediatri și a semnat un ordin prin care aduce medicul pediatru mai aproape de medicul de familie, astfel s-a ținut cont de recomandările specialiștilor din domeniu, care au demonstrat că în țările unde copiii beneficiază de asistență medicală mixtă, medic de familie și pediatru, rata mortalității, dar și a morbidității, dar și a calității asistenței medicale copiilor sănători și cu maladii cronice este cu mult mai benefică. Acum suntem în epoca obiectivelor dezvoltare durabilă 2020-2030 și practic toate hotărârile de guvern, toate activitățile noastre sunt direcționate
pentru a realiza acel obiectiv de dezvoltare durabilă și domeniul de sănătate și stare de bine este obiectivul 3, care include acțiuni în domeniul sănătății, protecției sociale, protecției mediului și resurselor naturale, ordinea politică și managementul dezastrelor și protecției civile. Și în aceste ținte a obiectivului de dezvoltare durabilă, noi ne-am propus ca și țară reducerea ratei mortalității materne la mai puțin de 13 cazuri la 100.000 de nou născuți vii, reducerea mortalității neonatale la 6 decese, reducerea mortalității cu vârsta copiilor de până la 5 ani la 10 decese la 1.000 nou născut. Vreau să menționez în ce situație noi suntem, și anume aspectul demografic cu referire la sănătatea copiilor. Astfel, numărul estimat al populației cu reședință obișnuită, populației rezidente al Republicii Moldova, la 1 ianuarie 2019 a constituit 2.686.100 de persoane, datele finale, iar populația pediatrică la începutul anului 20 era în descreștere. Astfel, natalitatea în anul 2019 s-au născut 32.000 de copii, cu 2,7.000 copii mai puțin comparativ cu anul precedent, sau în scădere cu 7,9%, vă rugăm slide-ul precedent. Rata natalității a scăzut, ajungând în anul 2019 la 12 născuți vii la promile la 1.000 locuitori, față de 12,9 născuți vii la 1.000 locuitori în anul 2018. Iată, vedeți, acest trend de natalitate care deloc nu ne bucură. Mortalitatea copiilor cu vârstă fragedă este mai pronunțată în mediul rural comparativ cu cel urban, constituit 64% și respectiv 36% în mediul urban. Mortalitatea infantilă și a copiilor cu vârsta până la 5 ani la 1.000 nou născuți vii are un trend de scădere, astfel în 2017 a fost 11,4 promile și anul 2018 la fel acest trend s-a ținut și mortalitatea este în scădere. Dar în funcție de cauzele care au dus la deces, sunt în primul rând afecțiunile în perioada de perinatală, majoritatea din ele, afecțiunile sau malformațiile congenitale, bolile aparatului respirator, traumatismele, intoxicațiile și maladiile infecțioase. Această structură a mortalității după principale cauze de deces se menține până în prezent. Mortalitatea copiilor cu vârsta de până la 5 ani, după principalele cauze de deces, aici le vedem, în primul rând sunt afecțiunile, cum am zis, perinatale, malformațiile congenitale, dar uitați-vă, copiii cu vârsta de la 1 la 4 ani, pe prim plan se plasează 38% sunt copiii care decedează din cauza traumatismelor și intoxicațiilor. Dinamica mortalității cu vârsta de până la 5 ani la domiciliu este la fel un indicator care stă pe agenda organizațiilor internaționale și practic la noi în țară acest trend este în descreștere și dacă să luăm cu referire la anul 2010, atunci când s-a introdus acest mecanism intersectorial, această dinamică este lent în descreștere, totuși fiecare a cincelea copil decedează la domiciliu, ceea ce este îngrijorător, iar mortalitatea cu vârsta până la 5 ani la domiciliu, după principalele cauze de deces, ne uităm, copii până la un an, principala cauză de deces este boala aparatului respirator, pneumoniile, iar la copiii cu vârsta mai mare de un an până la 4 ani sunt iarăși traumatismele și intoxicațiile. Mergem la următorul compartiment destul de important pentru noi și aproape sufletului sunt studiile în domeniul pediatriei. Și vreau să încep acest discurs cu câteva file istorice. Deci prima catedră de pediatrie a fost fondată de către profesorul Valerian Stăricovici, a condus catedra timp de 13 ani, din 45 în 58, iar în 84 această catedră a fost denumită Propedeutica maladeilor la copii și din 92 pediatrie, semiologie și puericultură. Aici avem o imagine, o fotografie din istorică, colaboratorii acestei catedre, în mijlocul fiind profesorul renumit Tur cu colaboratorii săi.
În pe parcursul anilor, catedra a fost condusă de profesorii Milosierdov, Fyodor Kitikar, Maria Smishnoi, Ecaterina Stasi, Ala Holban până în anul 2011, Tudor Kitikar, profesor universitar care a condus această catedră, a fost menționat și activitatea dumnealui a fost apreciată prin decorarea mai multor medalii și distincții de stat. Aici avem o imagine foarte frumoasă, îl vedem pe domnul Kitikar și îl vedem pe regretatul profesor Victor Ghețeu, pe domnul Andrieș, o istorie în amintire. Vă rugăm următorul. Iată aici colaboratorii caterii deja sub conducerea doamnei profesor Maria Smishnoi cu colaboratorii care sunt actuali aici, doamna Ecaterina Stasi, la fel cu doamna profesor Smishnoi, cu doamna profesor Donos, regretatul Tudor Caraman, Olga Paramonov, Ala Holban, care acum este șef clinică pediatrie. Stăricovici a construit în anul 53-55 un alt spital foarte remarcabil, cum este și renumit până în prezent, Spitalul Clinic Republican pentru Copii din Chișinău, care se află acum pe strada Vasile Alexandrei II. Este o bază curativă specializată pentru copii, unde își făceau studiile și viitorii medici. Aceasta, în prezent, este Clinica Emilian Coțaga, Institutului Mamei și Copilului. Și aici, uitați-vă o imagine, când personalul medical al Catedrei de Pediatrie a fost vizitat de un pediatru din Franța în anul 1967 și aici, între rânduri, o vedem și pe doamna academician regretată Natalia Gheorghiu. Catedra Pediatriei Facultativă și Clinică a fost fondată în 1956, care a fost condusă timp de 2 ani de doamna Kurbatov, iar următorii 13 ani de doamna Polina Sosnov, conferențiar universitar, ulterior domnul profesor Ierenkov și în 88-2011 domn profesor Marcu Rud. Aici îl vedem pe Emilian Coțaga, acea persoană, ilustru pediatru, dar și organizator al ocrotirii sănătății, medic-șef al spitalului Emilian Coțaga, care ulterior, după deces, poartă numele, care a condus această instituție timp de 37 de ani, de practic de la fondare până în anul 97. Profesorul Ierenkov, șef catedră 76-88, Marcu Rud, profesor universitar, șef catedră 88-2011. Iată aici avem diferite imagini, unde îl vedem pe domnul profesor Rud în rândul cu colegii săi, dar și cu rezidenții, și vreau să enumăr acele personalități care au fost la această catedră, cum este Victor Ghețeu, conferențiarul IHNO, Ana Vântu, Podubnii, Masalski, Vodkailo, Cenușa, Gordienko, Iacob Fortună, Nina Bâzgu, Ludmila Pșimco și Maia Bălănuță. Iată aici profesorul Rud, cu colegii, dar și cu rezidenții, Catedra Pediatriei numărul 2, organizată în august 86, condusă din 86 până în 97 de Victor Ghețeu, ulterior de Tudor Rusnac și în 2001-2011, timp de 10 ani, de domn profesor Valentin Surea. Aici avem imaginea cu, poate și colegii își regăsesc aceste poze, cu doamna Nina Bâzgu, cu Valentin Surea, cu Neli Mătrăgună, Tudor Rusnac, Gordienko, Gordiciuc, Tudor Rusnac cu colegii, șef catedră 97-2001 și cu colaboratorii. Iată aici la patul bolnavului împreună, la consulta unui pacient următorul. Aici domnul Valentin Țurea, ulterior, care a fost șef catedră cu colegii săi, toți activi, optimiști, tineri. Catedra Pediatriei numărul 3, fondată după ordinul rectorului la 1 septembrie 88 pentru predarea disciplinii studenților la medicina generală, cursul, cu amplasarea la spitalul de copii al feroviarilor. În anii de activitate a catedrei au fost susținute mai multe teze, cum este doctorul medicină Donos, Danilov, Cojocaru, Tatiana Raba, Ion Mihu, Galina Ieșanu. Catedra Pediatriei numărul 4, fondată în 92. Domnul profesor Mogoreanu, regretatul profesor Mogoreanu cu colaboratorii săi, iată, profesor Vasilos, cu Iacob Furtună, cu Elizaveta Podubne, cu Natalia Barvov, Galina Gorbunov, Mihai Rotaru,
Olga Schițco, cursul neurologie pediatrică fondat în 94 până în 2011 și condus de profesorul Ion Ilciuc, cu colaboratorii săi, cum este doamna profesor Svetlana Hagiu și asistent universitar Cornelia Călcăi. Catedra neonatologie, fondată în septembrie 96, condusă până în 2007 de către domnul regretatul Petru Stratulat, doctor habilitat în medicină, care practic a reformat sistemul de perinatologie în țara noastră. Colaboratorii Catedrei de Pediatrie, care de neonatologie a fost reformată, reorganizată în Catedra de Pediatrie și Perfecționarea Medicilor în anul 2007, cu colaboratorii în fața Universității de Stat de Medicină și Farmacie. Aici avem file din istorie de la Congresul 5 al Pediatrilor de Comun cu Societatea Română de Pediatrie și ca și moderator îl vedem pe doamna profesor Cernețchi, pe domnul Vladimir Hotineanu, pe domnul regretat Marin Burlea și domnul Marco Rudi. Catedra Pediatriei Rezidențiat, condusă și formată în anul 2004 până în 2011 de către doamna Svetlana Șciucă, profesor universitar. Aici doamna Svetlana Șciucă împreună cu colaboratorii acestei catedre, care ulterior toate catedrele prin ordinul rectorului din 2011, prin comasarea catedrelor de pediatrie 1, 2, 3 și 4, neonatologie și neuropediatrie, s-a format departamentul pediatrie. Aici avem o imagine frumoasă, plină de soare, în anul 2013, la 20 mai, înaintea Congresului Pediatrilor de Comun cu Federația Pediatrilor Țărilor CSI din 2013, care a rămas în amintire pentru practic toată comunitatea pediatrilor din CSI. Și aici toți am fost ca și organizatori, aici la o ședință a Comitetului Organizatorii cu tot departamentul următorul. Aici domnul profesor Kaganov, care a fost la noi academician din Moscova, a fost ca și președinte acestui congres și aici în Leo Grand, la deschiderea acestui congres, file din sesiuni. Următorul file din sală cu doamna Galina, cu Rusu, cu personalități din Ministerul Sănătății. Site-ul Departamentului Pediatrie îl vedeți și studiile în domeniul pediatriei la Universitatea de Medicină sunt pe trei piloni: studii universitare, postuniversitare, educația medicală continuă. Iar conform Uniunii Europene a Medicilor Specialiști, se recomandă de a organiza timp de 3 ani trunchiul comun pregătirii rezidențiat, care a fost și organizat în 20 din țări, din 38 țări, iar raportul procentual al comportamentului practic versus cel teoretic este de 70 la 30. Deci accent îl punem pe partea, pe activitatea practică, cu activitate în comun, rezident, student, mentor. Studiile universitare, în așa mod, unesc toate disciplinele, sau mai bine zis, subdisciplinele, cum este puericultura, neonatologia, pediatria, stagiul practic și ultimii ani au fost introdus și urgențele pediatrice cu implementarea suportului vital avansat. Activitatea didactică la studenți, practic, este axată pe curicula universitară, care este optimizată fiecare 2 ani. Studiile universitare avem o reușită și nivelul mediu de satisfacție a beneficiarilor, a studenților noștri, este stabil și este constituit 94,48%. Norma didactică integrat pe ani de studii a fost axată cu majoritatea sarcinii pe studiile universitare, urmate de studiile prin rezidențiat. Stagieri didactice, a cadrelor didactice care asigură calitatea studiilor, a fost în ultimii 5 ani în Statele Unite ale Americii, în China, în Elveția, în Turcia, în Marea Britanie, dar și majoritatea, sigur că au făcut studiile în România cu perfecționarea activității didactice, studiilor didactice. Și iată această recalificare în domeniul psihopedagogic și cu mândrie vreau să spun că Rodica Eremciuc a obținut cu nota 10 acest certificat de studiu în domeniul psihopedagogiei, practic o săptămână în urmă.
studiile postuniversitare, neonatologii care sunt în departamentul pediatriei, rezidenții. Numărul lor ultimii ani a fost în creștere, dar în 2019-2020 avem un număr mai mic de rezidenți, adică 9 la imatriculare rezidenți pediatri și 6 neonatologi. Și aici vedeți câteva imagini din activitatea rezidenților noștri, pediatrie, neonatologie și un grup de rezidenți absolvenți, care majoritatea din ei au plecat în câmpul muncii în raioanele Republicii. Următorul. Educația medicală continuă. Tematica medicilor sau ciclurilor la pediatrie este diversă. În total avem 12 cicluri la pediatrie, inclusiv pentru medicii de familie, și 3 cicluri aprobate în neuropediatrie. Aici avem file din activitatea de comun în educația medicală continuă cu medicii, atât în cadrul departamentului, cât și cu deplasări în teritoriu. Și acest ciclu de workshop-uri, cicluri de instruiri în conduita integrată a maladiilor, în urgențele pediatrice, cu suportul vital avansat, cu manechinele, practic am plecat în majoritatea raioanelor pentru sporirea cunoștințelor, capacităților medicilor de familie. Activitatea curativă este asigurată de 13 profesori, 13 doctori habilitați în medicină, un doctor habilitat în biologie, 25 conferințiari universitari, 18 asistenți universitari și avem 4 baze clinice. Este baza clinică Institutul Mamei și a Copilului, este baza clinică Spitalul Clinic Municipal pentru Copii Valentin Ignatenko, Spitalul Clinic Municipal de Copii numărul 1 și Spitalul Clinic Municipal numărul 1 Orășenesc. Am efectuat pe parcursul acestor ani mai multe, de 800 gărzi pe serviciul Aviasan, chiar și acum dimineața, doamna profesor Ciuntu a avut la orele 5 un consult pe Aviasan. Iar în perioada stării de urgență, departamentul pediatriei în condiții de epidemie, cu toate clinicile de pediatrie și-a unificat eforturile și toate 5 clinici au asigurat calitatea consultului medical, a consultului pacientului critic. Activitatea de cercetare, la fel, este destul de fructuoasă. Profilul de cercetare este sănătatea mamei și copilului, cu direcția de bază sănătatea și biomedicină. Temele de cercetare pe parcursul anilor au avut ca scop ameliorarea stării sănătății copiilor cu maladii cronice și influența sau impactul maladiilor asociate asupra creșterii și dezvoltării copilului. Avem câteva proiecte din cadrul programelor de stat și ultimele două proiecte 2020-2023 în cadrul programelor național de stat sunt axate pe elaborarea metodelor inedite și diagnostic precoce a maladiilor imunodeficitare și impactul imunizării asupra mortalității și morbidității copiilor prin boli respiratorii în Republica Moldova. La fel, avem proiecte de comun cu organizațiile internaționale, cum este UNICEF și Organizația Mondială a Sănătății, dar sunt fructuoase proiectele cu Universitatea din Leipzig. Proiectul UNICEF, care a avut ca scop sporirea capacității asistenței medicale primare, a dezvoltat și a elaborat un ghid de suport pentru aplicare practică, vizite de monitorizare la domicilie a copilului sănătos în vârstă mică, practic un tiraj de 6.000 de exemplare, au fost modernizate formularele de monitorizare la domicilie a copilului sănătos. Au fost elaborate 29 de pliante pentru beneficiarii noștri. Au fost desfășurate 26 seminare de instruire cu genericul normele și standardele de organizare a vizitelor de supraveghere la domiciliu a copilului sănătos. Au fost aprobate noi standarde de supraveghere și creștere și dezvoltare a copilului în condiții de ambulator, iar formularul 112 e optimizat cu carnetul dezvoltare a copilului și cu formular pentru asistentele medicilor de familie. Conduita integrată a maladiilor prin proiectul UNICEF a fost modernizat și optimizat în baza conduitei integrate a maladiilor din anul 2014. Astfel au fost elaborate și tipărite un tiraj de 360 de exemplare cu 6 postere pentru cabinetul de dezvoltare a copilului.
Organizația Mondială a Sănătății, în condiții de COVID, epidemie 2019, a venit cu un suport esențial prin organizarea acestor ședințe, acestor live stream-uri cu genericul Sănătatea și îngrijirea copilului în perioada epidemiei COVID-19. Practic, în două luni de zile, aprilie și mai, noi am fost alături de dumneavoastră pentru a vă susține și pentru a vă aduce informații. Școala de doctorat din Departamentul Pediatriei, uitați-vă, în 2020 își activează acum și își fac studiile de cercetare 27 de doctoranți. Activitatea de tutorială pe parcursul 5 ani la fel a fost fructuoasă prin elaborarea 41 protocoale naționale, 13 monografii, articole în străinătate 87, articole științifice în țară 160, mai multe culegeri, cursuri, lucrări instructiv-metodice și 8 ghiduri. Comunicări în străinătate, practic majoritatea au fost în străinătate pentru a face vizibilă activitatea Universității de Medicină, 221, au fost posteri în străinătate, 177, au fost rezumate prezentate în străinătate, 418. Iată, aici aveți aceste ultimele elaborări metodice, ultimele monografii, ultimele manuale care au fost elaborate și acest curs de intervenție timpurie și curicula de intervenție timpurie la fel este un manual didactic pentru doctorii noștri în cadrul educației medicale continue. Evenimentele științifice, sunteți martorii la multitudinea organizărilor, conferințelor naționale, internaționale, cu suportul a societății de pediatrie și care sunt propunerile, care sunt perspectivele. Deci noi ne propunem următoarele două modele, cum este scăderea ratei de mortalitate infantile prin dezvoltarea infrastructurii serviciului, prin perfecționarea sistemului, prin activitatea personificată cu toate următoarele obiective, cu diagnosticul precoce al maladiilor la nivel de intrauterin, la nivel de nou născut, la nivel de copil de la 0 la 18 ani, îmbunătățirea asistenței medicale pentru mamă și copil în perioada nou născutului, mamă, nou născut și copil, iar cel mai veridic marker a eficienței reformei instituite în domeniul serviciului pediatric este reducerea mortalității și morbidității copiilor, chiar dacă pe parcursul anilor au fost atinse succese remarcabile în domeniul mortalității, morbidității, au fost îmbunătățite calitatea serviciului. Totuși, indicii sănătății copilului rămâne un obiectiv principal care poate fi realizat prin intermediul următoarelor reforme și îl vedem prin aprobarea celui program național și sau strategiei sănătății copiilor 2020-2030, iar resursele umane rămân a fi o verigă strategică, vitală, pentru garantarea și prestarea serviciilor de calitate și necesită consolidare continuă. Și în final, următorul slide, vă rugăm, vreau să felicit toți colaboratorii Universității de Medicină cu o frumoasă aniversare, 75 de ani de la fondare, să vă doresc la fiecare și în parte, familiei dumneavoastră, la toți colegii, multă sănătate, multe realizări și continuă susținere. Vă mulțumesc foarte mult, la mulți ani, Alma Mater! Noi vă mulțumim, doamna profesor Nina Drevenco, pentru expunere destul de frumoasă, pentru o evaluare destul de adecvată a situației din domeniul pediatriei în Republica Moldova, unde v-ați referit la cele probleme care sunt acum în Republica Moldova în legătură cu demografia, în legătură cu viitorul acestei țări. Noi vă mulțumim foarte mult și acum să oferă cuvântul unui mare specialist în obstetric și ginecologie, doctorului habilitat în științe medicale, Iuri Dondiu, unde va expune situația din obstetric și ginecologie, iar în punct de vedere evoluției acestui serviciu. Vă mulțumim! Unu, doi.
mult, stimată... 1, 2, să aude, da? Mult stimată doamnă academician, onorat prezidium, dragi colegi, prezentarea actuală consacrată aniversării a 75 de ani de la fondarea Universității de Stat Medicină și Farmacie Nicolae Tistemițanu este cu genericul obstetrică și ginecologie, specialitate cu tradiții, inovații, provocări și oportunități moderne. În această lucrare ne desinteză în conformitate cu recomandările organizatorilor congresului, ne propune să reflectăm principalele aspecte ale obstetricii și ginecologiei în contextul evoluției și situației actuale. Obstetrica și ginecologie se deosebește de celelalte ramuri ale medicinii, în special prin faptul că veghează activ la crearea noilor generații, la menținerea calitativă și cantitativă a societății umane în timp și spațiu. Astăzi, obstetrica și ginecologie este o specialitate integrată și totuși aceste două discipline, obstetrica și ginecologia, au istorie și particularitățile sale separate. Obstetrica fiind cea mai veche ramură a medicinii, izvoarele ei provin din medicina antică și reprezintă pagini valoroase din istoria culturii și civilizației umane. Figuri preistorice pictate în peșteri și desene egiptene antice despre procesul de naștere a femeii sunt primele mențiuni vizuale ale omenirii. Și ginecologia este cunoscută din cele mai vechi timpuri, are prima atestare documentară aproximativ din anul 1800 înaintea erei noastre. Ginecologia ca specialitate a fost consemnată abia în anul 1810, treptat fuzionând cu obstetrica datorită firestrei legături anatomice și funcționale a patologiei genitale feminine în timpul și în afara sarcinii. Specialitatea obstetrică ginecologiei nu ar fi acea de astăzi fără descoperiri notorii internaționale care au avut loc în secolele 20 și 21, precum PAP testul care este folosit pentru detectarea proceselor precanceroase și canceroase la nivel de colul uterin, histereosalpingografie, o procedură radiologică de investigare a formei cavității uterine, a permeabilității trompelor, procedeul diagnostic de examinare a exocolului uterin, vaginului și vulvii în scopul prevenirii cancerului de col uterin, metoda diagnostică și terapeutică intracavitară, cum este histeroscopia, tehnica chirurgicală minim-invazivă, care practic astăzi poate opera orice organ abdominal, și cea mai revoluționară metodă complementară de exploatare neinvazivă a pelvisului în obstetrică ginecologie, cum este ecografie, care cu trecere deja la procesarea digitală 34G, de elastografie și tomografie cu ultrasunete, a făcut pași uriași în diagnosticul medical ecografic. Fertilizarea in vitro, o descoperire grandioasă care a avut loc în reproducerea asistată și cu ajutorul căruia milioane de femei cu sterilitate în căsnicii nasc și se bucură de statutul de mamă în întreaga lume. Chirurgia robotică, care implică în ajutorul chirurgului tehnologii ultramoderne, de mare precizie și posibilități uriașe în dezvoltarea chirurgiei ginecologice mini-invazive. Acestea și multe alte descoperiri au schimbat substanțial viziunile asupra mai multor patologii existente și au modificat uneori radical conduita clinică pentru obținerea rezultatelor favorabile. Și serviciul autohton de obstetrică și ginecologie pe parcursul deceniului, din momentul fondării Universității de Medicină, a avut o evoluție fructuoasă.
Aceasta a fost mai pronunțată după obținerea independenței Republicii Moldova, când a fost întreprinsă un șir de măsuri pentru îmbunătățirea sănătății reproducerii. A fost elaborată baza legislativă în sănătatea reproducerii și lansate programe și strategii naționale. În cadrul asistenței medicale primare a fost creat și optimizat sistemul de servicii de sănătate a reproducerii, care cuprinde mai multe nivele de asistență în sănătatea reproducerii, iar asistența specializată de ambulator devine o verigă intermediară importantă dintre asistența medicală primară și cea spitalicească în acordarea asistenței medicale în domeniul sănătății reproducerii. A fost regionalizat serviciul perinatal din Republică, efectuată pregătirea cadrelor medicale prin prestarea serviciilor de calitate. Conform tehnologiilor recomandate de OMSE, a fost implementate mai multe standarde, procedee, deprinderi practice. Organizat un sistem național de supraveghere și monitorizare a asistenței perinatale, iar centrele perinatale de toate nivelele au fost dotate cu dispozitive medicale moderne. A fost întreprins acțiuni prioritare pentru continuarea asigurării calității, cum ar fi implementarea la nivel național a analizei confidențiale cazurilor de deces matern, implementarea la nivel de instituții analizei confidențiale cazuri de proximitate de deces matern, elaborate și implementate protocoale clinice și standarde medicale care practic au continuitate și în permanență. Elaborat mecanismul de protecție medico-socială a patrulor vulnerabile și sporirea accesibilității la serviciile medicale calitative. Realizările obținute în mare parte se datorează personalităților notorii a Școlii Superioare Medicale din Republica Moldova, din Universitatea Medicină și Farmacie Nicolae Țistimițanu. Aceste personalități în calitate de savanți și pedagogi, manageri și cliniciști ilustri au adus aport considerabil în dezvoltarea serviciului de obstetrică și ginecologie din Moldova, care cu succes funcționează astăzi pentru cetățeni. Cu toate aceste succese obținute în domeniul sănătății sexual-reproductive din Republica Moldova, există provocări care rămân în continuare și solicită atenție comunității științifice și medicinii practice. Sunt redate pe acest slide, la unii din ele aș vrea să mă opresc mai detalat. În primul rând, resursele umane. Pe parcursul la 20 de ani, din anul 1999, deci din 99, fiindcă începând cu anul 99, statistica se face fără regiunea transnistriană, numărul total de medici în Republica Moldova s-a micșorat cu 3.000 de persoane sau aproximativ cu 20%. Cer scuze, dar prezentarea se vede, dar nu se aude nimic. Nu se aude? Poate mai aproape. Acum se aude? Da, cred că acum se aude. În primul rând, resursele umane care pe parcursul la 20 de ani, din anul 1999, dar de ce din anul 1999, fiindcă din acea perioadă statistică deja se face fără regiunea transnistriană, numărul total de medici în Republica Moldova s-a micșorat cu 3.000 de persoane sau aproape cu 20%, pe când reducerea numărului de medici obstetricieni ginecologi a fost destul de drastică, de 40%, ce desigur nu poate să nu se reflecte negativ asupra calității serviciilor prestate.
Asigurarea populației în general cu medici la 10.000 de locuitori puțin s-a modificat pe parcursul ultimelor 20 de ani și după cum vedeți dumneavoastră, de la 36.7 până la 35.7 sau o diferență de 2,7%, atunci același raport referit la medicii obstetricieni ginecologi demonstrează o înrătățire evidentă de la 2,4 la 1,7 medici obstetricieni ginecologi la 10.000 de locuitori sau o diminuare cu 30%. Numărul de personal medical mediu de specialitate, aici situația este și mai proastă la această categorie, unde numărul cărora în cifre absolute s-a redus cu 33%, iar la compartimentul moașă această diminuare a fost tocmai cu 2/3 sau cu 70%. Raportul de asigurare cu personal mediu de specialitate la 10.000 de locuitori analogic demonstrează un tablou destul de sumbru, unde la compartimentul moașă asigurarea populației cu specialiști s-a micșorat de la 5,3 până la 1,8 moașă la 10.000 de populații sau o reducere cu 66%. În acest timp, morbiditatea femeilor prin afecțiunile organelor reproductive este în creștere, fapt care dictează la necesitatea fortificării potențialului cadrului de specialiști pentru a stabiliza situația existentă. Pe acest fondal nefavorabil avem o reducere considerabilă a numărului de patru obstetricare și a celor ginecologice. Desigur că aici trebuie să ținem cont despre scăderea natalității, despre reducerea duratei medii de tratament, o bună parte de femei deja cu nașteri fiziologice se externează chiar a două zi, peste 24 de ore după naștere. Implementarea tehnologiilor moderne ne permite să micșorăm durata medie de aflare în ginecologie, dar totuși când estimăm asigurarea cu 4 la 10.000 de locuitori, situația este deloc nefavorabilă. În majoritatea teritoriilor administrative raioane au fost lichidate secțiile de patologie gravității și cele de ginecologie, ce nu este în folosul cetățenilor care solicită apropierea serviciilor medicale cât mai aproape de locul de trai. Alt indicator dinamic a numărului de nașteri, cu regret, în Republica Moldova continuă să se reducă și a atins minimumul istoric de la existența Moldovei după al doilea război mondial. La momentul actual, după cum vedeți pe acest slide, noi avem puțin mai mult decât numai 32.000 de nașteri. Așa număr mic încă nu a fost înregistrat în istoria Moldovei. Nu vreau să mă opresc la cauzele diminuării natalității și fertilității, ele sunt bine cunoscute, dar vreau să atrag atenția dumneavoastră la prognoza demografică care noi am efectuat-o încă în anii 2013-2014, care demonstrează că numărul de nașteri peste 10 ani de zile, către anul 2030, în Republica Moldova, va fi nu mai mare de 21.000 de nașteri. Adică prognozele noastre se adevăresc pe cel mai prost scenariu. Pe acest fondal, cum vedeți pe această diagramă, numărul total de avorturi, sare în vedere aici și avorturi spontane și cele voluntare la cerere și cele la indicații medicale, s-a redus considerabil, concomitent cu reducerea numărului de nașteri și acum constituie 3 nașteri la un avort. Însă, vă rog următorul slide. Însă,
Când facem analiza a unui indicator foarte important, care este întrerupere de sarcină artificială voluntară la termen până la 12 săptămâni, adică avorturile cele care se fac la dorință de către femei, dar ele ocupă 70% din numărul total de avorturi, dacă avem 10.000 total pe Republică, din ele 7.000 sunt cele la cerere până la 12 săptămâni, atunci raportarea lor la 1.000 de femei de vârstă fertilă și la 100 de noi născuți vii arată o creștere considerabilă pe parcursul ultimilor practic 10 ani de zile, fapt care vorbește despre o situație nefavorabilă la capitolul planificarea familială și contracepția. Și un indicator foarte important pentru serviciul perinatal și obstetrical, care este mortalitatea perinatală. Analiza evoluției unului din acești principali indicatori, cum este mortalitatea perinatală, arată că parcurs la 30 de ani a avut loc o micșorare vădită acestui indicator de la 15,8 în anul 1990 până la 10,3 în anul 2019, însă reducerea esențială a mortalității perinatale a avut loc în perioada anilor 2000-2015, de la 15 la 10,9 promile, ce coincide cu derularea în acea perioadă a programelor naționale de perinatologie, care au contribuit substanțial la ameliorarea indicatorilor de bază. Cu regret, pe parcursul ultimelor 5 ani, indicatorul mortalității perinatale nu are vreo tendință spre micșorare și staționează vădit între 10 și 11 promili, ci direct se reflectă asupra unui indicator foarte important pentru orice țară, indicatorul mortalității infantile, care, vedeți dumneavoastră, este strâns legat de indicatorul mortalității perinatale. După cum se observă pe această diagramă și nivelul mortalității neonatale precoce a avut o reducere considerabilă în ultimele 3 decenii, de la 7,3 la 4,6 promili, însă nu are o dinamică de micșorare pe parcursul ultimelor 6 ani, ci influențează respectiv nivelul mortalității infantile, care tot variază între 9 și 10 promili deja pe parcursul la 8 ani. Un indicator foarte important și tot timpul se află în atenție cliniciștilor, managerilor din sănătate și cercetătorilor este operația cezariană. Din anul 1990, rata operațiilor cezariene în Republica Moldova a crescut spectaculos și s-a majorat de 4 ori, de la 5,2 promili care am avut în anul 1990 până la 22,6 promili în anul 2019. Creșterea operației cezariene este mai lentă în municipiul Chișinău, care practic o formează spitalul numărul 1 și maternitatea municipală numărul 2. Un nivel destul de înaltă operațiilor cezariene se atestă în cadrul Institutului Mamei și Copilului. Acest lucru și este explicabil că acolo se concentrează practic toată patologia din Republică, însă probabil tot și indicatorul de 36,9 care s-a înregistrat în anul 2019, probabil trebuie de reîntors la el și pentru Institutul Mamei și Copilului ar fi mai optimabilă o rată de operații cezariene în jur de 30. Și depăsește orice limită rațională situația în maternitățile private, unde fiecare a două femei se spune operații cezariene, situația la care trebuie de reîntors interesul tuturor actorilor implicați în acest proces. Este important că majorarea ratei operațiilor cezariene să influențeze reducerea mortalității perinatale, fapt ce nu se observă în ultimii 6 ani, de când are loc un salt a operației cezariene la noi în țară de la 17 la 20, după cum vedeți pe diagrama, aceasta absolut nu influențează nivelul mortalității perinatale, ci ne vorbește că probabil
ratul operațiilor cezăriene în multe maternități este exagerată și indicațiile probabil că sunt altele decât cele care trebuie să ne conducem despre conduita rațională a nașterii. Justă punerea acestor indicatori pentru centri perinatale de nivel 2 demonstrează faptul că în unele centri perinatale majorare operațiilor cezăriene a avut un impact pozitiv asupra indicatorilor mortalității perinatale, iar în altele aceasta absolut este inversă. Și dacă noi vedem concret pe centri perinatale pe parcursul a 10 ani de zile, centru perinatal, vorbim de centri perinatale de nivelul 2, dar acolo practic se concentrează toată patologie, toată ponderea nașterilor are loc în aceste centri care strează de la centri perinatale de nivel 1. Este o dinamică explicabilă în municipiul Chișinău, unde avem o creștere până la 19 și o reducere mortalității perinatale până la 9. Aceeași situație este și în Bălți. Operația cezăreană influențează reducerea mortalității perinatale, însă în Bălți probabil totuși 25 a trebuit de reîntors la acest indicator. Ungheni, unii tot vedem o creștere a operațiilor cezăriene și o micșorare a mortalității perinatale, cam aceeași situații se atestă și în Căgul și este foarte alarmant situația în centrul perinatal Edineț, care a fost cam așa mai problematic, a fost o perioadă de timp când a fost nu redus, dar era centru perinatal de nivelul 2 și în legătură cu nu face față lucrurilor a fost trecut la centru perinatal de nivelul 1. După cum vedeți, are cea mai înaltă rată operațiilor cezăriene, aproape 29% și cea mai înaltă nivel de mortalitate perinatală din Republică, care este mai mare de 15 la o medie de 10 care există medie pe Republică. În Soroca tot se vede foarte evident, da, este nivelul mortalității perinatale este mai jos decât media pe țară, dar a crescut inexplicabil numărul operației cezăriene, care este destul de înalt. Și aici Hânceștiu, care, vedeți cum a redus nivelul operațiilor cezăriene și asta nici acum nu a influențat asupra operației cezăriene și este un exemplu centru perinatal Orhei, care tot timpul a avut o rată joasă de mortalitate perinatală și cea mai mică rată operațiilor cezăriene. Anul 2019 este o excepție, fiindcă s-au internat din alte raioane foarte multe femei cu moartea antinatală a fetului. Și nu pot să nu mă opresc la un indicator foarte important care caracterizează atitudinea societății fiecare țară față de mamă, cum este mortalitatea maternă. După cum este cunoscut, ultimii ani, la nivel global, decedează în jur de 300.000 de femei, majoritatea din ele, 94%, sunt în țările în curs de dezvoltare. Dacă vorbim despre indicatorul mortalității materne în țările dezvoltate, el este în jur de 11 la 100.000, dar în țările subdezvoltate, tocmai media globală, e 462. Desigur că există multiple cauzele care condiționează această situație. Una din ele este asistența calificată la naștere. După cum vedeți, în țările cu venituri mari, asistența calificată la naștere este mai mult de 90%, dar în cele cu venituri mici mai puțin de 50%. Factorii toți sunt bine cunoscuți și unul din ele sunt sărăcie. Principalele complicații care condiționează mortalitatea maternă sunt cauzele obstetricale directe. După cum dumneavoastră cunoașteți, comunitatea mondială a făcut un efort foarte considerabil în cadrul obiectivelor de dezvoltare a mileniului, când s-au luat angajamentele de a reduce cu două treimi
mortalitatea maternă la nivel global și în fiecare țară în parte. Ele s-au finisat cu anul 2015 și la nivel global rata mortalității maternii s-a redus, da, a fost planificat cu 45, dar s-a redus cu 75, cu două treimi, dar s-a redus cu 45%, și tot este destul de pozitiv. Dacă vorbim despre Republica Moldova, angajamentul nostru a fost de a reduce mortalitatea maternă de la 53,2, care a fost în anul 90, până la 13,3 în anul 2015. Cu regret, noi acest lucru nu l-am reușit, și anul 2015 a fost mortalitatea maternă 30 la 100.000, însă estimările care se fac odată la 5 ani, perioada de 5 ani, Organizația Mondială a Sănătății s-a ocupat cu indicatorul mortalității materne la finele obiectivelor de dezvoltare ale mileniu pentru Republica Moldova a fost de 23, sau noi am avut o reducere cu 43%. Dacă la nivel mondial a fost 45, noi am avut 43%. Însă, dacă noi facem, ne uitam pe diagramă care este situația, iacă care este situația la noi cu mortalitatea maternă pe parcurs la 30 de ani, cu marele regret, situația este absolut nu așa îngrijorătoare. După cum vedeți, diagrama este sinusoidală, nu reușim să o stabilizăm așa pe o perioadă de timp considerabilă. Sperăm că în anul 2016, unde am avut 18,7, și vedeți, adică ea variază între 16 și 18, la finele anului 2019 a fost sub 17 la 100 de mii. Cu regret, chiar acum am primit un mesaj de la minister, că nu vreau să spun în care raion, un raion destul de cu posibilități, s-a înregistrat încă un caz de deces matern. De ce? E problema rămâne foarte actuală, la care este foarte mult de lucrat. În comparație, care este indicatorul mortalității materne în țările Uniunii Europene, dacă vedeți dumneavoastră, majoritatea absolută din el este sub 10 la 100 de mii de populații, cu excepția Letoniei și României, unde acest indicator este destul de mare și ajunge până la 19. Comunitatea internațională deja a stabilit noi obiective în cadrul obiectivelor dezvoltare durabilă, cele 17 obiective, dintre care obiectivul numărul 3, sănătatea, unde este indicatorul mortalității materne, care se propune să fie către anul 2030. Comunitatea mondială și țările s-au luat angajamente să reducă încă cu două treimi indicatorul mortalității materne de la cel existent în anul 2010 și să lichideze mortalitatea maternă din cauza obstacolelor directe, ci pentru noi ar însemna să ajungem peste 10 ani de zile la indicatorul mortalității materne de 13. Nu pot să nu mă opresc încă foarte pe scurt la o problemă foarte importantă, cum este educația medicală continuă, cea care stă la baza formării medicilor și potențialului uman și direct formează rezultatele, influențează rezultatele noastre. În acest context vreau să vă spun că sistemul de educație a medicilor care a existat în spațiul post-sovietic s-a bazat pe o trecere unică a ciclurilor odată la 5 ani, ce în această perioadă medicii primesc o informație foarte uriașă de informații, și iarăși aspectele sale pozitive, însă astăzi ea nu corespunde și nu destulează posibilitățile medicului care vrea să aibă și unele alegeri pentru formare.
Cerințele moderne pentru sistemele de educație medicală continuă sunt abilitatea de a studia și la locul de reședință, astfel medicul va putea primi educație mai uniformă cu ajutorul unor cicluri mici, activități individuale și module electronice. Obținerea educației medicale continuă ar trebui să fie o condiție obligatorie pentru reatestare și dezvoltarea carierei, luată în considerație și la încheiere poate contractului de muncă, plata unei premii, iar numărul de credite obținute de fiecare medic ar fi bine să, fie publicat în registrul licenței care tot ar trebui să fie creat, dar care există în multe țări. Și, la urmă, oportunități și perspective pentru următorul deceniu, pentru anul 2030, unde se finisează obiectivele de dezvoltare în mileniu. După părerea noastră, ele trebuie să fie următoarele și sunt afișate pe acest slide, ci ne îndeamnă la multă muncă și în special a persoanelor care activează în cadrul universității, care tot timpul a fost pilonul sistemului medical din Republica Moldova. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc mult pentru un raport destul de amplu, comprehensiv, de un specialist notoriu în domeniul obstetricii și ginecologiei, doctor habilitat în științe medicale, domnul Iurie Dondiuc. Problemele sănătății mamei sunt și a copilului nou-născut sunt în agendă. Problemele sănătății reproductive sunt în agendă, vedeți care sunt indicatorii demografici, dar acțiunile consolidate a acestui departament de obstetrică ginecologie, condus de doamna profesor Olga Cernesky, pe următorii 10 ani, sperăm să aducă rezultate considerabile, dar aceste rezultate, fără susținerea administrațiilor locale, naționale și fără suportul societății, nu vor putea fi realizate așa cum noi ne dorim. De aceea, doar prin eforturi comune se va ajunge la alinierea și la calitatea asistenței medicale în domeniul dat, dar multe probleme sociale sunt ca și un obstacol. Deci, următorul raportor este doamna profesor, doctor habilitat în științe medicale Jana Berni, care vine cu totalizarea activității chirurgicale pediatrice și cu un raport chirurgie pediatrică trecut, prezent, viitor, va relata acele succese care au fost obținute în domeniul chirurgiei pediatrice. Vă rugăm, doamna profesor. Onorat prezidium, stimată audiență, permiteți-mi să vă felicit cu ziua Universității, o zi aniversară, 75 de ani de la fondarea Alma Mater. Vă doresc succese și realizări în continuare. Acum aș vrea să mă opresc la raportul nemijlocit. Aș vrea să atrag atenție că chirurgia pediatrică se ocupă cu diagnosticul și tratamentul chirurgical a unei mari varietăți de boli întâlnite la copii, din perioada neonatală până la vârsta pubertății, 10-18 ani. Ea nu e limitată la o arie anatomică a corpului, deci acoperă o serie de boli unice copiilor, ce necesită tratament specific. Copilul nu poate fi tratat în același mod ca un pacient adult, de talie mai mică, deși copilul prezintă aceleași organe și structuri.